Ce faci, mă, fata, acolo? Alo, mamă, ce faci, mă? Băi, fată, pune alea la loc. Tu furi de la poliție, ce dracu ai nebunit la cap? Nu, bă, ce din banii noștri. Păi, tu n-ai auzit să le pui la loc, îți iau altele când plecăm de aici, pune-le înapoi. Nu, te-ai închis la papetărie. Păi, ce dracu faci, mă, cu ele? Bă, înscria ca tise, ce faci? Sărut mâna, bună, Andreea, bună, nu-ți... Oh! Ce bine arăți, sărut mâna. Pe mine mă căutați, nu? Bună, da, da, am venit cu mama pentru că trebuie să-ți spună ceva. Mhm. Și iese grav. Da, cred că o să te intereseze foarte tare ce... Foarte tare. E foarte, foarte tare. Foarte tare. Hai să văd despre ce vorba și stabilesc eu dacă mă interesează sau nu. Ia. Deci. Deci. Sebastian. Ziua decesului Răposate, da? Așa. Casa, drepte, piscina aceea, da? Placul. Eu, aceea. Și eu am văzut-o cu Mona, legănuș, da? Era aceea. Eu am văzut-o pe Ana Maria, aceea, cu Mona pe ponton. Ai înțeles? Ești sigură? Tata, mine. Nu merita deranjul. Păi și zi-mi și mie, de ce nu mi-ai zis până acum? Că ce? Că mama evita poliția în perioada aia. Da, vrea să mă scap cu Traian, cu da, alea. După ce l-a omorât pe Traian... Unde l-am omorât eu? Tu credeai că l-ai omorât pe Traian și nu voia să mai aibă treabă cu poliția în perioada am aia. Am înțeles, chiar era frică de poliție. Da. Exact, exact. Și când ai ieșit, de ce n-ai venit să-mi spui? Când bine după ce am ieșit? Păi eram cu fata acolo așa, spital, împușcată, vai de capul ei. Unde mi-era mie de poliția? Nu ții. Despre ce vorbim? Nu, dacă nu vrei să nu, colaborăm, mamă, stai, nu mai, dar avem ce să mai dă. Stai un pic. Măi, Sebastian, nu pui să dea o declarație, să semneze că a văzut ce a văzut? Cum bine să fiu la acolo așa, la tribunal, am schițe, totul pregătit, ce? Uite, o să chemăm poliții să-ți iau o declarație și te mai așteptăm pe la noi. Dar stai puțin. Dacă ea a văzut ce a văzut, nu înseamnă că Ana e vinovată? Andreea, nuții pentru noi nu este un martor de încredere, ca să zic așa. Iute-le! Noi nuții martori de încredere? Cum să nu fie martor de încredere? Bine, păi, dar ce-am văzut eu aceea? Și ce văd eu? Nu vede nimenea! Exact, de asta mi-e și mie frică. Idiot, sunt prost și nu mai fac. Da? Domnul Paul. Mă scuzați. Acum nu știu dacă să fiu bucuros sau să mă enervez. Îmi pare rău, dar nu am o veste prea bună să vă dau. Evident. Dar nici nu e atât de rea. Dezvolt. Nu ți-a declarat că le-a văzut pe Ana și pe Mona pe ponton în ziua morții? Ce? Nu minte! Jur că minte. Da, ce-i drept, e vorba de nuții. Nu este martorul nostru cel mai de încredere. I-am luat o declarație, dar... Dar poate să depună mărturie, dacă se ajunge la proces, nu? Da, poate. Bine. Scuză-mă. Ce ca? Da, e ce alunecă pixul ăsta. Ce ca? Ce faci? Scriu un pomelnic? De alea e online. Ce pix frumos. Da. Dar de unde l-ai? De unde ai fost? Da, e că mi l-a dat fetica. Mm-hmm. Unde ai fost? Ce răutate poți să ai în tine? Câtă? Domnul Paul, dar ce îi? Întreabă pe nevastă ta să spună ce-a făcut. Nu a făcut nimică. Minți. Ai declarat la poliție că ai văzut-o pe Ana împreună cu Mona. Hmm. Pe ponton, când a murit Mona. Ce nuțăcă! Dacă e adevărat... Minți!
Știu, te doare adevărul, dar... Nu, eu știu adevărul. Ana e nevinovată. Să-mi vezi cu apă rece. Bun, uitați-vă bine la mine. Voi stați în cat, tu stai în casa asta, pentru că așa vrea maică-mea, dar de data asta m-ai călcat pe coada rău de tot. Te duci la poliție și declari că nu e adevărat. Altfel te dau afară din casă. Ce vrei, unde să... Ce face mie omul ăsta? Să mă duc acolo și să minț organul? Bine, uitați, uitați ea. Deci, nu am să te apă legănuș, eu după copăcel, unde plic am văzut-o? Dacă ăsta e adevărul, e cum să mă duc acolo și așa? Bine să vomit când mă uit la tine. Da. Îmi pare rău că stai lângă asemenea femeie, Mitul. Hai de prieteni, auzi, dă-i un nemetic să aceea. E? E? Doamne, doamne, ce prost sunt! Păi că eu când îți spui... Așa... Anastasia, masa mi l-a dat-o, braso. En el alma se lo tengo, soledad. Y si ya no quedo pepe, porque yo soy querete. A la pepe sofirmo. Ai fost la noții? Da, trebuia să fac ceva. Nu pot să las să ne distrugă. Ți-o femeie era cu asta, se hrănește ea. Treaba ei, dar nu vreau să ne mai afecteze pe noi. Înțelegi? Deja am pierdut mult din cauza ei. O dau afară și gata. Paul, dacă tu o ameninți, o să pară că o forțezi să-și retragă plângerea. Îmi pare foarte rău că te-am adus aici lângă oameni niște. Nu știu, nu mi-am dat seama. Nu înțeleg cum am putut să fiu atât de naiv și de orb. Nu se ajungea aici. Gata, gata. Am promis să nu ne mai legăm de trecut. Suntem aici, avem o fată minunată. Da. Eu sunt încredințată că adevărul o să iasă la lumină. Și urechiușele astea sunt la lumină? Ce faci? Plec! La oi? Oi, oriunde, numai departe de aici. Nu vreau să mai știu de tine. Am înțeles, te-ai tâmpit. Cum ai putut să faci una ca asta? Cum ai putut să minți în halul ăsta? Da, ea, cum a putut să râză de mine? Cum a putut prin să mă josească? Și pentru asta, tu ce o bagi în pușcărie? Ce faceți, mă? Ce faci, măi, tată? Tu știai. Tu știai cum ai lăsat-o să facă gogomânia asta? Cum? Ana e nevinovată. Și ce te bași tu? Măi, voi sunteți amândouă nebune! Păi, de două bune, fără a treia! Păi, ce facă vrea să plece? Să plece! Și așa el nu a făcut parte din familia asta niciodată. M-am săturat, mă, de voi. Mă, nu mai pot. De fiecare dată când încerc să vă ajut, voi vă certați. Să mă lăsați în pace amândoi. E super fata! Dumnezeu tău! Femeie nebună!